Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Cei mici sunt în vacanță, clasele 1-4, deci copiii se bucură de ultimele raze ale soarelui, pentru că, așa cum observați, afară este vară la temperaturile care sunt acum, deci o toamnă foarte, foarte frumoasă. Ne bucurăm cu toții de aceste zile însorite, iar tot în această perioadă copilașii și nu numai au sărbătorit, așa cum știm cu toții, s-a împrumutat această sărbătoare de Halloween și la noi în România și cu această ocazie ne-am mai întâlnit cu prietenii, cu rudele și cel mai frumos ne-am și costumat. Copiii, așa cum ați văzut, dacă ați urmărit emisiunea de săptămâna trecută și au pus mintea la contribuție și s-au deghizat în diferite personaje și au îmbrăcat haina de Halloween și cred eu că ei s-au distrat în acest weekend sau pe parcursul acestei săptămâni, fiind vacanță, așa cum spuneam, pentru copiii din clasele 1-4. Spună bună seara! Bună seara! Invitatei mele din această seară, Miruna Samson, o fetiță frumoasă și talentată, de altfel toți copiii pe care îi prezentăm în această emisiune sunt copii deosebiți, copii talentați, copii care au și rezultate foarte bune la învățătură, copii care practică diverse activități extrașcolare, excelează în toate și tocmai de aceea acești copii îi facem cunoscuți și dumneavoastră. Miruna Samson, haide să mai reamintim telespectatorilor câte ceva despre tine. Câți anișori ai? Unde înveți? Am 11 ani, învăț la școala gimnazială Pasile Alexandri din Roman, sunt în clasa 5-a și îmi place cum a început anul școlar. Da, deci ești în clasa 5-a, într-adevăr, o nouă etapă din, din viața ta. Acum ai profesor, nu? Da. La fiecare obiect de activitate. Dar până să vorbim despre această trecere și cum te-ai obișnuit tu cu profesorii, să vorbim puțin despre școala primară, da? Deci despre clasele primare, clasele 1-4. Te-ai despărțit de doamna învățătoare. Da. Spune-ne ceva despre doamna ta învățătoare, pentru că această învățătoare este persoana care va rămâne în sufletul tuturor copiilor, pentru că ea este cea care ne-a îndrumat primii pași. Hai să vorbim despre puțin și despre doamna învățătoare. Păi, cum se numește doamna ta învățătoare? Doamna mea învățătoare se numește doamna Barbu Liliana. Așa. Și chiar îmi pare rău că m-am despărțit de ea. Pentru că ne ajuta mai mult. Acum cu doamna dirigintă e cam greu, dar și frumos în același timp. A fost despărțirea grea de doamna? Da. Da, asta și... este. Mergem mai departe, da? Cu alți și alți profesori, alți îndrumători care vor face parte din viața ta și care îți vor ghida pașii pe drumul acesta al vieții. Deci, cu doamna învățătoare v-ați despărțit, bineînțeles, cu lacrimi, cu zâmbete, cu petrecere așa de final. Acum, în clasa 5-a, cum ți se pare? Și greu și ușor. Depinde de materie. Ce ți se pare așa cel mai greu acum în clasa 5-a? Franceza. E greu de... O limbă străină, dar mă refer nu din materii, din obiecte. Ce crezi că e mai greu față de clasele 1-4? Faptul că aveți mai mulți profesori, la fiecare obiect un profesor, sau cerințele sunt mai mari, e mai greu, e mai ușor? Și profesorii sunt mai mulți, dar și cerințele sunt mai complicate, mult mai grele și trebuie să-ți pui
Minte la contribuție ca să știi să le rezolvi. Corect. Acum tu nu ești în vacanță, vezi? Nu. Copilașii cei mici sunt în vacanță. Dar e ok, nu te descurci. Da. Nu? E foarte frumos. Așa. Cum a fost prima oră de diriginție? Așa, când... A fost foarte frumoasă. Doamna diriginta a mai și glumit. A fost destul de bine. Am înțeles. Eu știu că tu înveți foarte bine, ai rezultate foarte bune la școală, dar pe lângă școală, tu ești și o solistă de da. Muzică de cam toate genurile. Și da. Deci vocea ta îți permite să cânți orice gen de muzică, deci cochetezi așa cu muzica și ești o fetiță foarte talentată. Cum te-ai hotărât tu să vii la orele de canto? Păi m-am hotărât deoarece am auzit de la o persoană că clubul Lucky Dance este foarte bun și am zis să mă înscriu și eu. Da, toate cluburile sunt bune în felul lor. Important este ca relația dintre copil și cel care predă să fie ok și să fiți pe aceeași lungime de undă. Dar ți-ai dorit tu foarte mult de când erai mică să cânți, să fii așa da, pe scene, lumină? Da, dar n-am apucat pentru că nu știam de cluburi sau de canto. Dar și la școală, nu? Erai cooptată în diferite activități. Da, în grupa 0 nu, dar de la începutul clasei 1 da. Deci... Doamna Barbu m-a descoperit cu... Și a dat seama de da. Talentul tău pe care l-ai? Și m-a înscris la... Nu, un concurs, un... Diferite concursuri da. Care s-au desfășurat. Și am cântat și a fost foarte bine. Am cântat într-o grupă, dar prima melodie am cântat într-o grupă, iar a doua melodie numai eu. Am înțeles. Deci, de micuț așa, tot ai mai cochetat cu scena, nu? Acum, da. În ultimul timp, mergând la orele de canto, ai mers la concursuri foarte importante, concursuri naționale, internaționale da. De muzică ușoară de la noi din țară și cum ți s-a apărut? Cum ți s-au apărut aceste concursuri? Sunt foarte frumoase, dar trebuie să muncești, nu trebuie să iei în... În joacă, așa, da. Da? Nu este o joacă această activitate extrașcolară, faptul că noi cântăm, da? Da. Venim la orele de canto, într-adevăr, este foarte plăcut, dar într-adevăr... Da, trebuie să și muncim în același timp. Da. Aceste concursuri te-au motivat pe tine să muncești mai mult, să da. Mergi mai departe? Nu este important primul, dar trebuie să particip la concursuri. Și am zis ca să muncesc din ce în ce mai mult, ca să fiu și eu acolo. De ce crezi tu că trebuie să participi? Trebuie. De ce crezi că este necesar? Psihologii spun că nimic nu trebuie în viață. Totul vine de la sine, este necesar. De ce crezi tu că este necesar să mergem la aceste concursuri? În primul rând, să ne vadă lumea cât de talentați suntem și pentru mine... Îmi plac foarte mult concursurile, le ador. Abia aștept unul. Dacă se întâmplă, ai spus mai înainte că nu sunt importante da. Premiile. Într-adevăr, nu sunt importante premiile. Dacă vin, sunt binevenite, ne da. Bucurăm de prezența lor în viața noastră. Dacă nu, o luăm ca atare. Dar la aceste concursuri, tu știu că socializezi cu diferiți da. Concurenți, îți faci prieteni noi, nu? Da. Urci pe scenă, cum este să urci așa pe o scenă și să te vadă? Este foarte frumos, eu nu am emoții, sincer. Sau poate ai emoții? Copii au. Ai emoții, dar sunt emoții constructive, da. Adică nu te fac să... Nu mai poți cânta. Nu, exact, nu da. Se întâmplă la mine așa ceva. Și în perioada următoare știu că ai fost la foarte multe concursuri în acest an, dar în perioada următoare ți-ai mai propus, ce ți-ai propus să faci privitor la cariera ta muzicală? Vreau să continui cu concursurile, mai avem un concurs acum în noiembrie și
m-am gândit să particip și eu. Normal, este foarte bine. Se apropie sărbătorile de iarnă. Da. În decembrie, la fel, sunt concursuri foarte multe dedicate Crăciunului. Da? Vom avea și noi emisiuni speciale dedicate Crăciunului, în care voi, ca și copiii, veți cânta, ne veți încânta cu prezența voastră, atât prin dans, cât și prin muzică. Vor fi emisiuni televizate. Tu vei participa. Este foarte important să participăm și la emisiuni. La un concurs. La un concurs, bineînțeles, dar și la emisiuni, pentru că ne obișnuim cu camerele de filmat. Ne cunoaște lumea, nu? Ne facem și noi simțită prezența. Pentru că prin muzică și dans aducem bucurie în casele tuturor telespectatorilor. Părinții tăi știu că te susțin foarte mult. Da, foarte și foarte mult. Pentru că cel mai important este sprijinul părinților. Da. Da? Degeaba dorește un copil să meargă la orele de canto, da? Nu poate face acest lucru decât dacă părintele dorește să își rupă din timpul său și să însoțească copilul la orele de canto. Și nu este vorba numai de însoțirea copilului, este vorba și de de cheltuieli financiare care implică aceste ore de canto, și dacă părinții susțin copiii, atunci totul este minunat. Deci părinții tăi te susțin foarte mult. Ți-au descoperit acest talent de mică, te-au îndrumat să mergi la orele de canto. Ce spun ei privitor la muzică? Păi spun să învăț foarte multe piese și nu știu. Le place așa să te vadă, nu? Da. Acolo pe scenă. Pe scenă, cântând și... Fiind aplaudată, da, de foarte mulți oameni. De foarte mulți oameni. Te însoțesc oriunde, părinții tăi? Da, oriunde. La orice concurs, la orice... Unde sunt invitată, bine, cu mine. Am înțeles. Ce... Discutăm așa puțin despre părinți. Ce îți cer ție părinții? Ce crezi tu că părinții tăi doresc să obțină de la tine? Părinții vor să obțină de la mine multă muncă, să vadă că eu vreau să particip la concursuri, adică să mă vadă că mă zbăt ca să pentru o piesă sau un concurs. Am înțeles. Așa, mai deviem puțin discuția și întorcându-ne la concursuri. Problema concursurilor este o problemă foarte grea, pentru că trebuie să înțelegem, așa cum ai spus și tu, important este participarea la un concurs. Sunt și foarte mulți concurenți foarte și foarte buni. Foarte bun. Dacă se întâmplă să nu obținem premiul pe care ne l-am dorit. Bineînțeles, cred că în fiecare suflet de copil există o dorință să obțină marele premiu sau trofeu sau premiul 1, 2 și 3. Da. Dar dacă se întâmplă, pentru că se întâmplă de multe ori, așa, să nu obținem ceea ce ne-am dorit, cum gestionăm situația asta? Ce facem în condițiile alea? Eu nu vreau să renunț la muzică, adică dacă presupunem că iau mențiune sau ceva de genul, nu vreau să renunț, merg în continuare. De ce nu renunț? Pentru că nu trebuie să renunțăm pentru un singur premiu, trebuie să luptăm ca să fim din ce în ce mai buni. Corect. Și așa cum spuneau și foarte mulți artiști de la noi din țară, pe care tu ai cunoscut la diverse concursuri, sunt foarte mulți care în viața lor nu au obținut niciun premiu, da? S-au obținut acolo un amărât de premiu 3 sau o diplomă de participare. Și iată că după ani și ani de zile, ei sunt mari artiști ai României. Deci important este să mergem mai departe. Să participăm, bineînțeles, și să credem în noi, da? Pentru că la fiecare concurs există un juriu, da? Care e... Ne jurizează de cum cântăm și cum dansăm sau cum ne comportăm pe scenă. Corect. Subiectiv, cum suntem cu toții în general, și atunci nu de jurizarea
a câtorva persoane depinde cariera voastră muzicală. Și așa mergem, facem canto, facem dans sau facem foarte, foarte multe activități extrașcolare și nu știm ce se va întâmpla atunci când vom deveni mari. Dar noi ne pregătim, da? Pentru că aceste activități vă ajută foarte mult pe voi în dezvoltare. Și deci cu concursurile cred eu că am mai lămurit puțin, nu știu cât înțeleg copiii, dar cel mai important este să înțeleagă părinții, spun eu, pentru că un copil înțelege, știe unde a greșit, știe dacă a greșit, de exemplu, sunt situații când poți să nu greșești și să nu fii apreciat pe măsură. Dar problema este a părinților, părinții să înțeleagă că noi trebuie să participăm la aceste concursuri, că le ne ajută pe noi. Da. Nu putem să urcăm pe marele scene, așa, la vârsta de 20 de ani, fără să fi urcat. Să fim pregătiți. Corect, fără să fim pregătiți. Deci este o pregătire. Vreau să te întreb, de exemplu, am întâlnit situații de acest gen și te întreb pe tine, ca și copil, să văd cum gândești. Dacă un copil nu a obținut premiul pe care și-l dorea părintele, în primul rând. Așa. Crezi că acel părinte trebuie să-l pedepsească pe copil? În sensul că de mâine nu mai mergi la orele de canto, nu mai ai voie să faci aia, mergi la școală și atât acasă. Nu, nu este adevărat. Trebuie să susțină copilul în ceea ce face. Da, pentru că am întâlnit situații când un părinte a spus l-am pedepsit pe copil și nu-l mai aduc la orele de canto. Păi, orele de canto sunt ore de joacă? Nu, sunt ore care înveți ceva până acea oră, nu stai și te joci. Deci chiar dacă sunt ore de relaxare, ore plăcute, da? Sunt ore care acolo nu ne jucăm, ne învățăm, jucăm în ghilimele, da, într-un mod plăcut, da? Pentru că a dansa, a picta, a cânta sunt lucruri frumoase, da? A juca teatru sunt lucruri minunate, sunt lucruri frumoase, dar nu înseamnă că pedeapsă este faptul că nu ai luat premiul. Da, și înainte vreau să le mulțumesc foarte mult părinților, deoarece mă susțin în tot și tot ceea ce fac și mai ales doamnei Barbu, Liliana și dumneavoastră și domnului Sergiu, că mă îndrumați pe calea cea bună. Foarte frumos, să știi că cei mai importanți sunt părinții și eu le mulțumesc părinților că au grijă de acești minunați copii, că își alocă din timpul lor o mare parte a timpului lor copiilor și vedeți și dumneavoastră și veți observa și în această seară sunt copii care cresc frumos și armonios. Uite că timpul a trecut, eu îți mulțumesc de invitație. Și eu vă mulțumesc. Și rămâne să ne cânte și să ne încânte Miruna Samson cu prezența ei și vocea ei deosebită. Fără perete.
așa.